Mi se pare o problemă mare, maestre, aici. Vreau să vorbești cumva în numele ligii, pentru că reprezinți și Liga Profesionistă. Mi se pare o mare problemă că s-a ajuns ca cluburile din Liga 1 să depindă efectiv de împrumuturi. Deci nici măcar nu așteaptă să primească de la voi tranșele din drepturile TV, ci efectiv se împrumută cu mult timp înainte, constant. A devenit o obișnuință asta. Da, dar se bazează pe acest contract. Se bazează da, pe... dar nu mi se pare în regulă. Și spun de ce nu mi se pare în regulă. Asta pentru mine denotă cumva un management defectuos general. Pentru că asta ce înseamnă? Dacă tu ajungi să te împrumuți cu disperare la ligă să iei bani dinainte care sunt cuveniți, nu știu, peste 3 luni, înseamnă că tu nu ți-ai făcut niște calcule corecte. Nu, să știi că acolo unde managementul n-a fost bun, cum spunea și Emilian, s-a văzut. Adică lucrurile transpiră foarte ușor și se vede în clasament, cel mai simplu. Dar e un exercițiu financiar care se practică peste tot. A lua un împrumut de la o bancă, de pildă, și a-l garanta cu ratele pe care le ai de luat, mai ales că asta arată și totuși seriozitatea ligii și faptul că e perfect solvabilă, a acoperit întotdeauna asta. Cât despre management, acum e o discuție lungă aici, fiecare cum îl face. De pildă, se vede, cum să spun, partea de management, partea financiar contabilă se vede impecabil în partea sportivă, în ceea ce se întâmplă, adică în clasament. Adică unde este managementul corect? Păi și cel unde e managementul corect? Craiova, FCSB, CFR Cluj, Viitorul, voluntari, echipe, Sepsi. Stai un pic, tu ai enumerat deja niște echipe unde au mai fost probleme cu salariile. Eu vorbesc de ce s-a întâmplat. Nu, restanțele, să știi că sunt peste tot. Da, eu vă întreb altceva. De ce, sau nu de ce? Cum ar trebui să se procedeze astfel încât, și dacă se poate, normal, dacă credeți că se poate, ca în România în anii următori să ajungem să avem și noi o ligă întâi în care efectiv fotbaliștii să fie plătiți pe data în care trebuie, nu știu, pe 15, pe 10, când trebuie, să fie plătiți lună de lună, să nu mai existe aceste... Păi să știi că avem echipe care plătesc nu, așa. Avem echipe, ai zis bine, da. Avem echipe. Nu, toate echipele. Ca toate echipele.